Între Mihai și Alexia, conversațiile continuă și pas cu pas, ceea ce e de spus se spune direct, pentru ca limitele să fie clare. Ce faci, Alexia? Cum ești? Ce-ți fac? Bine, tu? Cum ești? Bine. Observă toată lumea că ești happy. Eu nu știu cum erai tu înainte. Cine a observat? Fetele și Isa ți-a spus pe afară. Da, așa. Păi ce s-a schimbat? Păi mă îmbrac mai colorat. Să știi că eu îmi pusesem rochița asta de dinainte să te văd pe tine. A, nu știam, nu știam. Da, da, să nu fie, să nu se creadă că m-am îmbrăcat, că te-am văzut pe tine. Cine a zis asta? Nu știu, așa, premeditam eu o chestie. Crede-mă că nu mă gândeam chiar așa. De ce? Uite că zâmbești. Păi și nu-i bine că zâmbesc? Ba da, e foarte bine că zâmbești. Păi, înainte să vii tu, deja eu începusem de luni să fiu mai ok, să glumesc, să râd, să... Pentru că am avut o relație. Da. Am bine, n-a fost foarte după. Mult, o săptămână. Ok. Și ne-am despărțit. Bine, ea s-a despărțit de mine. Și eram mai așa, mai retras, mai afectat, mai... Pentru că se acumulase ceva sentimente, știi? Da, normal. Pentru că aici timpul chiar trece altfel. Da, se acumulase ceva sentimente. Eu speram în timpul ăla că să ne împăcăm, că o să fie bine, că eu am prins drag de ea și lumea ne iubea, eram amândoi mirele și mireasa săptămânii. Eu încercam să mă detașez și să treacă tot. Și când ai venit tu... În prima zi, într-adevăr, în prima zi nu mi-a plăcut de tine. Da. În prima zi nu mi-a plăcut de tine, recunosc, dar la petrecere mi-a strânit ceva, recunosc. Dar ți-am spus că te-am simțit treaba asta de atunci. Mă bucur că ne apropiem și mă simt ok cu treaba asta, mă fac să mă simt bine, doar că vreau să ne dăm timp și vreau să-ți mai dai și tu puțin timp să te gândești. Alexia. Nu încerca să mă contrazici. Nu încerca să spui că... Eu acum mă apropii de tine sau vorbesc cu tine doar pentru a face geloasă sau pentru... Nu pentru a face o geloasă. Nu poate crezi că de fapt și de drept simți ceva pe bune pentru mine, dar de fapt e pentru ea. Nu e adevărat. Sau sunt chestii neterminate între voi, sunt diverse. Am zic că este posibil. Ți-ți place de mine? În ce sens? Așa. Îmi place de tine că ești matur, îmi place de tine cum gândești. Îmi place că avem oarecum aceleași țeluri și aceleași stiluri de viață, okay, să zic. Okay. Da, dar vreau timp. Tu poți să cunoști tot băieții. Da, nu eu e nu vorba de treaba asta. Absolut. Nu, dar e vorba că nu am nici eu cum să mă duc, să mă îndrept spre ei dacă niciunul nu face niciun pas spre mine. Și mai ales că acum eu ți-am acordat ție timpul meu. Nu ar da tocmai ok ca eu să vorbesc cu tine, să mai vorbesc cu încă un băiat. Chestiile astea se fac de la sine, adică totul trebuie să se întâmple firesc. Eu am nevoie de o femeie puternică lângă mine, pentru că și eu sunt puternic și, nu știu, tu mă faci să mă îndrăgostez de tine sau să ajung să țin la tine, probabil că o să simt să fac lucrurile astea mult mai rapid decât ar trebui să le fac. Da, e normal. Dar că trebuie să ne controlăm puțin ca să putem să vedem dacă e pe bune. Correct. Și dacă e în aceeași măsură din ambele părți, adică și din partea mea și din partea ta. Exact. Să nu-ți pară că sunt rece, eu nu sunt rece, doar că sunt foarte calculată. Adică nu vreau să mă mint pe mine. Dar nici nu o să stau o lună de zile ca să te cunosc pe tine. Bun, tu știi. Depinde de cum decurg lucrurile astea, spune-ți. Hai să avem răbdare. Păi am răbdare. Păi știu. Dar eu ți-am spus pentru că am observat anumite chestii și mi se părea normal să discutăm chestia asta. Da, știu. Da, ai văzut. Nu-i neapărat că am făcut ceva special amândoi. Nu, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Da. Poate așa ni-i sortit, nu știu. Hai să vedem. Trăim și vom vedea. Dar ție îți place genul meu? Adică? Genul meu de bărbat. Mai vorbeam? Mai puțin? Nu, serios, crezi că îmi pierdeam timpul cu un bărbat care să nu-mi placă? Ok. Par genul? Am zis. Par genul? Nu, serios? Nu-mi pare. Am pus și o întrebare. Nu, eu zic că sunt par foarte sigură gen pe ceea ce vreau și sunt sinceră, sunt asumată, la modul că nu vreau să mă ascund. Dacă o să fie să fac ceva, să simt, aia o să fac. Ce zici, le-ar place la tine de mine? Da, cred că da. Sigur? Da, cred că da. Cred că te înțelege foarte bine cu tati. Sincer. O să fiu sincer cu tine.
Eu sunt greu de digerat ca și aspect. Nu neapărat că ai făcut ceva special, dar eu am observat anumite, nu neapărat gesturi, niște semne, cum că... Că te înțelege tu cu tati nu, sau ce? Nu. Cum că ți-e place oricum de mine. Da, e normal, adică ești un bărbat frumos, ești deștept. Mulțumesc. Ce vrei să spun, ești matur. Nu mai ai nevoie de... Nu, e destul. Matur le face pe toate. Băi, asta spun. Nu mi s-ar părea corect și fair să ca eu să mă apropii de tine și să și gândul meu să fie în altă parte. Nu. Sper. Mamă, ce-ți bate inima? Bate inima? Da, rău. De ce? Păi mă întreb pe mine. Nu știu. Întreabă pe ea. Băi nu, întreabă tu. Păi nu îmi răspunde. Băi să-ți răspund, când îți răspunde atunci, așteaptă. Sau să-ți răspunde ție. Mie? Da. Păi prima dată să învăț să vorbesc cu ea. A, ok. Ok, bine. Păi să vorbească atunci cu a ta. A mea să vorbească cu a ta. Bine. Poate că îmi place de tine? Poate. Eu sunt asumat, eu sunt simplu, mie îmi place să spun lucrurile scurt și la obiect. Mihai, vezi de 30 de secunde. Poate că îmi place de tine? Da, acum că am văzut imaginile, întrebarea mea cumva era redundantă, că voi vă comportați ca doi oameni într-o cunoaștere, nu? Vedem după ce venim de la date, cum va decurge date-ul. Dar de ce e important un date? Vedem cum ești afară, cum e să stăm, să adică vorbim. Adică vrei să vezi dacă nu te face de râs afară sau cum, că nu înțeleg. Nu neapărat, dar altfel discuți afară. Adică nu ești întrerupt sau... Mai ai cine te întrerupe, dragă? Mai sun, na, mai vine cineva sau strigă sau... involuntar. Mai avem nevoie de puțin timp. Bine, de ce nu ți-a plăcut când ai văzut-o? Nu știu, nu mi-a plăcut. Dar de ce? Argumentează! Era cu piercing-uri, cu tatuaje, cu... Puțin e și acum, să știi, nu și-a scos nici piercing-ul, nu? Nici tatuajele nu și le-a șters și înțeleg că mai vrea să mai facă, nu? Mai vrei? Depinde, da. Cu asta mă ocup, oricum. Ce facem? Ne mănâncă mistreții. Da. Stai că mi-au zis colegii că ar fi ceva. N-am văzut sezonul ăsta, am mai spus, da. Eu nu știu. Bine, deci ai trecut peste tatuaje și piercing-uri, nu? Uneori nu trebuie să judeci o carte după copertă. Așa. Și nu, uneori nu contează ambalajul, ci ce este în interiorul ambalajului. Uh-huh. Dar pe de altă parte te întreb și eu, la fel cum te-a întrebat și Alexia, foarte pertinent, dacă nu cumva te mai gândești la Ana. Pentru că erai foarte afectat de ce s-a întâmplat acum două săptămâni? Două săptămâni a fost sâmbătă. Nu, două săptămâni și patru zile. Cum am spus, într-adevăr, nu am avut... Atunci, da, eram afectat, recunosc. Dar... Nu, că erai așa, afectat la modul că nu mai vreau să mai cunosc, nu mai... Băiatul care era pe nu în braț, așa. Da, așa este, recunosc. Dar... A trecut timp. Au trecut ani. Și până la urmă nu am fost cine știe cât împreună. Am fost o săptămână, dar... Dar intensă, nu? De asta am spus și eu că e cel mai ok să ne mai acordăm timp, să știe și el ce vrea să facă cu sufletelul lui și cu sentimentele și așa. Să vedem dacă ne înțelegem, dacă suntem compatibili. Da. Dacă e ceva de viitor. Tu ce spui, Ana? Mai vorbiți prin casă? Vorba aia, ați fost o săptămână împreună. Eu și Mihai? Da. Nu mai prea vorbim. Nu? Cum așa? Nu știu, nu ne întâlnim. El e la el, acasă eu la mine. Păi și vă întâlniți totuși bună-bună sau vrei un ciocolată, vrei un măr, nimic?
Nu îmi dă ciocolată, Mihai. Chiar nu. Chiar nu. Nu am prea vorbit. Dar vă evitați sau pur și simplu s-a întâmplat? Nu, 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 nu. Chiar nu. Și împreună când este cazul, dar nu prea stăm. Nu este cazul. Adică nu, când este cazul, dar cum nu e cazul, da. Nu dar, evităm sau să fugem unul de altul, nu? Da, dar așa, cum ți se pare? Crezi că se potrivesc? Da. Da? Da. De ce spui asta așa de convinsă? Pentru că, nu știu, am impresia că Alexia o să ofere foarte multe lui Mihai. Practic, le dai binecuvântarea. Da, vreți să fiu și nașa voastră. Trebuie să fii măritată pentru asta. Ai pus ochii pe cineva? A, nu. A, ok. Copii, dacă vor. Ce zici, Alexia? Eu cu Ana oricum ne înțelegem super ok. Noi și în casă vorbim, adică nu. Când spui ne înțelegem, la cine te referi? Eu cu Ana. A, deci tu folosești menționat despre tine pluralul, știi, majestății. Am menționat că eu cu Ana în casă okay. Ne da, înțelegem da, da. Vă înțelegeți bine, nu? Suntem ok, da. Deci nu. Ești invitată la nuntă. Dacă se căsătoresc, Ana. Mulțumesc. Vii la nunta lor? Normal. Ia uzi.